Bună dimineața! Am surprins-o pe Anca uitându-se la un DVD vechi de 2 ani. Vreau să vă arăt despre ce este vorba. Mama, la ce te uiți? La multe. Poftă bună! Noa, ce frumușel erai! Wow, ia uite și pe Tudor și Petru. Îți vine să plângi? Nu, nici nu-mi vine. Nu-ți vine? Dar mama i-a venit să plângă. Hai la mama. Uite pe apa! Ia uite-l pe bunicu! Wow! Pentru ca să li se dăruiască lor și nouă toate cererile cele către mântuire. Nașa! Wow, wow! De tot ne fac România prin mântia și nevoia. Apără mântuiește. Nu lui dai ciorba? Și ne păzește pe noi Dumnezeule cu harul tău. Foarte frumoasă imaginea. Dumnezeule cel prea curat și viitorul la toată făptura, care din iubirea ta de oameni ai trecut coasta strămoșului Adam în femeie și ai binecuvântat pe dânsul și ai zis: creșteți și vă mulțiți. Poate ar trebui să facem un episod în care să vă arătăm câteva imagini de la nunta noastră. Ce părere ai? Și se va uni cu femeia sa. Și va fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit, omul să nu-i despartă. Mie mi s-a făcut rău în biserică, mi-aduc aminte. Noroc cu părintele care mi-a adus niște ciocolată. Am avut o cădere. Adrian și Anca. Wow. Viață pașnică, lungime de tine, înțelepciune, dragoste unuia cu creau și dintr-o legătura mântii, dar de Domnul, se miție cu viața de cu luna și alevește vita mării. Ce faci? Dar să ne vedem cu asta jos, că-i de fete. Păi e husa lui Noa. Că-i de fete. Știu că e de fete, i-am zis și eu că e de fete, dar ce mănânc, scuză-mă. De unde? De la unchiu. Ha, ha, ha. Păi, doi? Ești frumoasă? Ești frumoasă, Ava? Anchiu, vreau un cap. Opa! Ai un cap ceva. Mama! Oh! E bine, mâncăm împreună? Abi? Păpăm împreună? Am mâncat. Ce ai mâncat? Am mâncat? Mâncat! Opa, stai puțin! Hei! Hei! Îmi dai jos pantalonii! Uite că ce bine. Sunt bine, zis. Ah, e bine, Ava? Valsul, valurile mării. Da, iubi, dar ești cu acadeluța. Ave va, dă-l pe ușor. Și că ești o căpriță. Îmi place așa. Îți place? Și ăsta-i fund? Și o burtică da. Grasă. Doar că ești cam greuță. Mă, iubire, ești cu acadeaua în gură. Oh my God. Apa! Stai. S-a dus să-l găsire de pe
Mama, ce ai pregătit? Micul dejun? O rețică cu brânzină. Ce faci acolo? Ce faci acolo? Îți reîncălzesc omleta. Really? E ok, mă, eu vă mănânc așa, nu rând. Da, de ce? Eu vă mănânc așa. Mulțumesc. Ce bei? Lămâie bio, papa. Ce program facem azi eu? Ce bei? Eu am studio, am o sesiune cu Maxim, tu? Sănătate. Scuze, eu vreau să ies afară cu copii, mulțumesc. Dar mama nu este de acord. Pentru că sunt răciți. Mm-hmm. Dacă sunt răciți după moda veche, copiii trebuie să stai acasă. Mai nou, voi nu vă scoateți copiii afară pentru că sunt răciți? E un lucru foarte greșit dacă faceți asta. Copiii tocmai că trebuie să iasă afară și când sunt răciți și când nu sunt răciți. Eu ce să zic, nu mă pricep, deci nu știu ce să zic. I-aș fi tentat să-i țin în casă, dar... Foarte greșit. La căldura. Dacă apare gel, mă buteze. E un fric de... Veți îngheață? E clar că da, copiii noștri nu merg la școală și la grădiniță zilele astea. Nu am mers la școală, la grădiniță. Mă rog, copiii mici nu merg la grădiniță. Copiii mari merg la școală. Ava și cu noua nu merg la grădiniță. Nu-i scoți atunci când fac febră, când sunt, au o boală contagioasă, dar când sunt absolut perfect normal și doar tușesc și le cunge nasul, e normal să nu le schimb stilul de viață. Să alerge, să se joace, să mănânce sănătos, să dea de aer curat, nu-i ții în casă între patru părinți. Dar cel mai bine este să consultați specialist dacă aveți lucruri. Bine, mama, mulțumim pentru sfaturi. Specialistul știe cel mai bine. Tu ești specialistul meu. În ce? În multe domenii. Cum ar fi? Vrei să ți le arăt? La cât termin? Ok, copiii sunt acasă? Da, Moise acum se culca, nu l-am culcat până acum și Noa s-a dus cu Radu să gătească, să scoată salariul, să nu știu ce, să nu știu cum. David a venit, s-a culcat. Seara i-am dat ce am primit la Pandora, a fost foarte încântată. Bine, iubire. Păi vorbim când termin masajul. Bine, hai, te sun după aia. Da? Bine, bine, dragoste, bine, te iubesc. Sunt în studio. Nu v-am arătat niciodată studioul. Am zis că este un moment bun să scot camera și să vi-l arăt. Aici muncesc eu în fiecare zi. Acesta este Accent Music Studio. Iar aceasta este camera principală în care înregistrăm, în care mixăm și uneori mai și creăm. Este o casă veche de la 1890 și ne-am mutat studioul acum câțiva ani aici și ne simțim foarte, foarte bine, eu și colegii mei, băieții cu care lucrăm aici. Iar în acest studio se întâmplă foarte, foarte multe lucruri frumoase. Studioul acesta este spațiul în care pleacă o idee și ajunge în final un cântec. Acesta este mixerul cu care noi mixăm toate piesele, cele două seturi de monitoare și vreau să vă mai arăt ceva foarte tare de care sunt mândru. Știu că sunt foarte multe lucruri tehnice pe care poate mulți nu le știți sau poate le știți, dar eu vi le arăt. Acesta este panoul cu câteva aparate foarte importante, sunt niște EQ-uri profesionale, niște compresoare, niște preampuri, distresoare, multipresoare și așa mai departe. Vă spuneam că acesta este studioul important pentru că sau studioul principal pentru că aici finalizăm toate melodiile. Mai avem alte studiouri jos,
Mai avem încă una, două, trei, patru camere de lucru. Sunt studiouri mai mici unde facem producție, unde facem creație. De acolo pleacă ideile, de acolo pleacă demo-urile. Iar în momentul în care aceste piese sunt avansate și sunt gata de înregistrări, venim aici, în camera de acolo, facem înregistrările vocale. Vreau să vă arăt și camera cu microfonul. Aici facem toate înregistrările vocale. Acesta este microfonul, un Sony C800G, un microfon foarte, foarte, foarte căutat și foarte bun. Și aici se întâmplă partea de recording vocal. Partea de mixaj se întâmplă pe această consolă SSL. Știu că are multe butoane, pare complicată, nu este foarte, foarte complicată. Cele două perechi de monitoare, acestea sunt niște boxe, niște monitoare de studio vechi, foarte vechi, Yamaha N10, sunt clasice și au fost foarte mulți ani referință în industria muzicală. Eu l-am găsit undeva la Sinaia, second hand, și pentru că nu se mai fabrică modelul acesta. Nu vreau să vă plictisesc cu lucrurile tehnice, am zis să vă duc cu mine într-o scurtă vizită la studio și poate o să mai filmez și atunci când facem înregistrări cu diferiți artiști. Au fost mulți artiști în studioul acesta și încercăm să le creăm artiștilor confortul necesar pentru a se simți ca acasă, pentru a se simți bine atunci când vin să înregistreze ceva sau să aibă o sesiune de studio. Vă pup! Ne vedem acasă!